Cred că sunteți tineri, ascultați-mă bine. Dacă vrei să crezi, trebuie să ai în jurul tău oameni care să creadă. Mai zic o dată, dacă vrei să crezi, trebuie să ai în jurul tău oameni care să creadă. Și o să zic și a treia oară cu o voce din asta mai penticostală, că dacă nu, văd că jumătate v-a stins. Dacă vrei să crezi, trebuie să ai în jurul tău și oameni care să creadă. Exact cum a fost omul ăsta paralizat, a avut lângă el patru oameni care l-au dus în fața lui Iisus. Ăștia patru nu l-au putut vindeca, dar l-au putut aduce în fața lui Iisus, cum părinții voștri, mama și tata, nu vă pot vindeca de păcatele voastre și nu vă pot naște pe voi din nou și nu vă pot transforma viața, dar pot face un lucru pe care cu siguranță îl fac, pentru că voi n-ați fi altfel în seara aceasta, mulți dintre voi aici, cu siguranță pot face ceva, pe braț de rugăciune, să vă aduc în fața lui Iisus și aducându-vă în fața lui Iisus, să spere că voi, auzind cuvântul, veți fi transformați de puterea lui Dumnezeu. Asta pot face ei. Și de-aia e important să ai în jurul tău, că mulți tineri mă întreabă, dar ce frate, ce contează acum că am prietenii ăștia cum sunt, că sunt mai șmecheri, că nu știu ce. E important să ai în jurul tău oameni care să creadă. Dacă Petru când a pășit pe ape, când îl cheamă Iisus, ar fi avut lângă el cineva să-i spună, Petre, ai grijă că e adâncă apa. Vezi că tu nu știi să noți. Dar e important să ai lângă tine oameni care să spună Dumnezeu te poate ierta, Dumnezeu te poate schimba, Dumnezeu te iubește. Ai nevoie de oameni care, știți, credința nu e o filozofie pozitivă, dar credința înseamnă să fii optimist, a crede înseamnă să fii optimist. Ceva ce e în exact opusul felului nostru de a fi ca români, că noi tot timpul, numai catastrofe, stai de vorbă cu oameni, gata, zice lumea, așa-i frate, gata-i, gata-i. Și eu le spun oamenilor, mă, oameni buni, dacă tot n-ați trăit Geneza, bucurați-vă că trăim Apocalipsa. Amin. Niciunul n-a zis amin, ați rămas așa. Că și așa noi, penticostale, de ani de zile, prin bisericile noastre, strigăm un cuvânt, nu știu câți dintre voi îl știți, Maranata. Maranata înseamnă, vino Doamne Iisuse. Dar când s-a întâmplat chestia asta, deja pe mulți i-am văzut înfricoșați. Ce vede Dumnezeu la noi când ne rugăm? Primul lucru, el vede credința. Și ca să crezi, am spus ce nu este credința. Trei lucruri, vă aduceți aminte, am zis credința nu-i religie, credința nu-i teorie, credința nu înseamnă tot una cu a vrea. Și pentru ca să cred, trebuie să am curaj. Și pentru ca să cred, trebuie să cercetez cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru ca să cred, am nevoie de jurul meu de oameni care să creadă. Și nu întâmplător în seara aceasta sunteți aici, chiar dacă nu ai prea multă credință, e bine să ai pe lângă tine oameni care să creadă. Doi, Dumnezeu mai vede ceva. Eu cred că am pus masca, nu știu pe unde am lăsat-o, pe acolo, pe undeva. Nu-i bai, lasă acolo. Știți că înainte să avem masca asta, pe care o aveți voi, că eu acum nu puteam să vă vorbesc și așa suflu greu, vă dați seama, dacă aveam și mască, eram războiul stelelor. Știți că noi aveam deja alte măști, nu una, mai multe. Voi știți ce a spus Iisus acestui om paralizat? Vă aduceți aminte? Ce a zis? Versetul 5. Pune-te, rog, pe videoproiector. Ce a zis? Fiule, păcatele îți sunt iertate. Eu vă întreb, omul ăsta a venit să fie iertat sau vindecat? Ziceți voi. Părerea voastră. A venit să fie iertat sau vindecat? Pune la vot, nu pune la vot. Dați-vă cu părerea. O venit să fie iertat sau vindecat? Păi era paralizat. Tata, mama, frații, cine o fi fost? L-au adus în fața lui Iisus. Credeți că el a venit să fie iertat? Nu, el a venit să fie vindecat. Și se trezește că stă în fața lui Iisus și în loc ca Iisus să spună, fiule, ești vindecat? Ce spune Iisus? Fiule, păcatele sunt iertate. Și ce înseamnă asta? Omul nu spune că nu a păcătuit. Că dacă eu ți-am spune ție că ești păcătos și ai ști că nu ești păcătos, sau ai avea părerea asta despre tine, garantat că te-ai ridicat și spune, sigur n-am păcătuit. Faptul că Iisus îi spune în fața tuturor oamenilor care erau acolo că e păcătos și omul nu spune niciun cuvânt, arată foarte clar că omul chiar era păcătos. Dar mă întreb, unde a păcătuit omul ăsta care era paralizat?
Că noi așa credem că a păcătui înseamnă doar a înfăptui un păcat. Dar păcatul are încă multe alte dimensiuni și una dintre cele mai contemporane dimensiuni a păcatului este dimensiunea imaginației păcătoase. Că înainte ca omul să înfăptuiască păcatul, sunt cel puțin două întrebări. Prima întrebare este ce-ar fi dacă, ăsta e gândul păcătos cu care toți ne confruntăm, și al doilea gând este cum ar fi dacă, și atunci când omul cu ochii larg deschiși visează. Și omul ăsta era legat de pat și era paralizat. Și eu vă întreb, când a mai păcătuit omul ăsta? Și Domnul Iisus coboară în fața lui un om paralizat. Ce îi spune? Păcătosule, ești iertat. Și omul nu zice nimic. Sunt absolut convins că în clipa aceea omul se recunoaște ca păcătos. Că dacă nu s-ar fi recunoscut, i-ar fi spus lui Iisus, eu nu sunt păcătos, nu vezi că eu sunt paralizat. Ce păcate am făcut eu? N-am fost în cluburi că n-aveam cum să mă duc. N-am mers nicăieri de fumat, nu mi-a dus nimeni să fumez. Am fost lipit de pat de când mă știu. Ce păcate să fac eu? Și totuși omul acesta, prin tăcerea lui, arată pocăință. Prin tăcerea lui arată că se recunoaște păcătos. Ce înțeleg eu prin asta? Înțeleg că atunci când noi venim și ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, sau când stăm în fața lui Dumnezeu, noi de multe ori, de fapt, venim cu o părere despre noi sau venim cu un lucru despre care credem că e problema noastră și Dumnezeu spune, nu, tu porți o mască, dincolo de masca asta e altceva. Știți că atunci când se face vreun sondaj de opinie, mai ales în rândul tinerilor și nu numai pe stradă, când e un reporter cu stâns, sunt eu acum cu microfonul în mână și întreabă pe oameni așa, care e cel mai mare, cea mai mare problema voastră? Care e cel mai mare defect al tău? Știți care e răspunsul de cele mai multe ori? Sunt prea bun. Eu asta am auzit de la cei mai mulți, sunt prea bun. Care e cel mai mare defect al tău? Da, zice, recunosc că am un defect, sunt prea bun. Așa să fie oare? Când e să ne prezentăm unii în fața altora, eu sunt foarte bun. Fiecare dintre noi purtăm o mască. Dincolo de asta pe care o puneți acum. Și când vii în fața lui Hristos, El îți spune de fapt ce ești cu adevărat. Și Domnul îi spune, tu dincolo de masca asta de bolnav, tu ai o altă boală care se ascunde în spatele acestei boli. E boala sufletului tău. Dumnezeu știe, Dumnezeu cunoaște și asta mi se pare mie extraordinar. Întotdeauna primul gând al nostru când păcătuim cu ceva este să, cum să fac să ascund, să-mi pun mască. Eu mi-aduc aminte când, nu știu dacă v-am povestit vreodată, dar aș fi mult prea optimist să cred că își mi-aduce cineva aminte de ce am spus acum, nu știu câțiva ani când am fost aici. Mi-aduc aminte că la un moment dat mama a primit o vază de la tata, că tot se apropie 8 martie, de fapt a fost singurul cadou de care eu mi-aduc aminte. Era o vază galbenă, nasoală, made in China, scria pe ea, cu o zi înainte când am fost cu mama la o consignație, vă nu știți ce înseamnă consignație, second hand, în variantă comunistă, când m-am dus cu mama la consignație, am văzut vaza asta și mama a văzut-o și a zis, ce urâtă vază. Și când am ajuns acasă, a doua zi, primește de la tata un cadou. Ceva într-un ziar, învelit în ziarul creștin, ceva ce părea o vază. Când a desfăcut-o, era chiar vaza aia galbenă. Și îmi aduc aminte că mama s-a uitat la vază și a zis, vai, dar ce frumoasă e! Și eu eram în tribuna întâi și am zis, pă bune! Și m-am uitat în ochii ei. Și știți, când te uiți în ochii unui om, îți dai seama. Eu acum, de exemplu, mă uit în ochii voștri, mă bucur într-un fel că purtați mască, pentru că înainte de vedeam de foarte multe ori că zâmbeați, dar ochii erau în altă parte. Acum îmi dau seama. Cine stă cu ochii închiși, se roagă. Cine... Oglinda sufletului. M-am uitat în ochii mamei și mi-am dat seama că ea, într-adevăr, spunea adevărul. Adică, mi se părea frumoasă. De ce? Pentru că dragostea transformă. Uitați-vă voi. Uitați-vă voi. Că de multe ori zici, bă, dar ăsta nu vede sau nu, ea nu vede sau... Și la un moment dat, vaza asta, eu cu fratele meu, Beniamin, cel mai mic dintre noi, am reușit să facem dintr-o vază două. Aproape egale. Și am făcut următorul lucru, că ăsta e primul gând care trece unui om prin minte, să-și pună o mască. Și am vrut amândoi să ne punem o mască, să nu știe mama. Ne-am unit forțele, dintr-o dată ne-am înțeles perfect.
Am pus vaza exact pe unde știam că trece mama când vine la serviciu, a trecut pe lângă vază, noi eram acolo, ca din întâmplare, între ghilimele, și când a trecut mama pe lângă vază, vaza s-a desprins în două, iar noi cu ochii mari și mirați am zis, vai mamă, ce ai putut să faci? Ai spart vaza. N-a știut niciodată treaba asta până când a aflat-o de la mine la predică și supărată a ieșit de la predică afară. Pentru că întotdeauna în mintea omului de la Adam și în toată istoria Scripturilor și nu numai, primul gând a omului când păcătuiește este să-și pună o mască. Și omul când stă în fața lui Dumnezeu, de cele mai multe ori stă cu masca asta. Doamne, Doamne, am o problemă, sunt prea bun. Și Dumnezeu spune, nu. Tu ai altă problemă, ești păcătos. Și uitați-vă la omul acesta, recunoaște acest lucru în fața lui Dumnezeu. Nu spune nimic, tace din gură. Da, Doamne, sunt un păcătos. Chiar dacă am stat lipit de pat, tot păcătos am fost. Chiar dacă n-am plecat de acasă niciodată, decât atunci când am fost dus pe brațe de alții, tot păcătos am fost. Pentru că păcatul în realitate nu se trăiește doar la nivelul faptei, ci păcatul se trăiește, cum spune Scriptura, și la nivelul imaginației. Nu doar la nivelul gândului păcătos, ci și la nivelul imaginației păcătoase. Și vreau să vă spun ceva, Dumnezeu știe, dincolo de aparențe. Am un prieten care e doctor și mi-a zis, de când e cu netul, toată lumea își pune diagnostic dinainte. Când vine la doctor, deja are diagnosticul pus. Adică mai ales noi bărbații, mai ales noi băieții, în general, ce facem? Punem pe Google, te doare capul puțin, pui pe Google, bă, de două zile mă doare capul, am mâna amorțită, că azi noapte am dormit pe mâna stângă, am mână amorțită și îți dai seama, primele boli, cancer, tumori, chestii grave. Și după aia mai cauți și un remediu, cauți și un tratament. Și când te duci la doctor, îmi spunea medicul acesta, prieten cu mine, sunt exasperat. Toți sunt doctori de Google astăzi. Când vin în fața mea, vin domnul doctor, fiți atenți, am boala asta, tratamentul ăsta, vă rog frumos să puneți ștampila. Nu, ca să fiu pe românește, o să vă spun exact așa suntem noi cu Dumnezeu. Venim la biserică, acum avem și măști oficiale, pune masca și spune lui Dumnezeu, Doamne, baiul meu e ăsta, problema mea e asta. Și Dumnezeu zice, nu, baiul tău e altul, problema ta e alta. Dar vreau să-ți mai spun ceva aici. În ciuda faptului că Dumnezeu știe cum ești în realitate, totuși El te iubește. E o carte scrisă de Oscar Wilde, portretul lui Dorian Gray. Poate a citit-o, poate nu. Pentru cei care vor să citească, e interesantă. Exprimă exact ce v-am spus acum. De multe ori un om pare frumos în exterior, dar e atât de urât în lumea lui interioară. Te uiți la el și zici, bă, ce pocăit e ăsta. Uite ce fată pocăită. Bă, ce băiat cum se roagă. Uite cum vorbește. Uite cum cântă. Uite cum stă în adunare. Și Dumnezeu știe ce dincolo de masca asta. Dar vreau să zic ceva. În ciuda faptului că știe, El totuși te iubește. Și asta e măreția dragostei lui Dumnezeu. E ceva ce nu pot înțelege. Că de multe ori, uitându-mă la cât de păcătoasă e lumea asta, mă întreb, Doamne, cum de nu pedepsești lumea asta? Și Dumnezeu vede dincolo de ce știu eu. El știe tot. Biblia spune în textul ăsta că Iisus știa ce gândeau oamenii. Eu n-aș putea predica în veci dacă aș ști ce gândiți voi. 100% nu. Numai dacă mă uit așa câteodată. Că nu mai intuiesc câte un gând. Da, păi să știi ce dincolo. Și totuși Dumnezeu ne iubește. El știe. E ca atunci când în urmă cu câțiva ani am fost într-o familie cu 10 prunci, cel mai mic, Maria, era o fetiță bolnavă de distrofie musculară. Asta e o boală îngrozitoare. Și fetița asta era desfigurată din cauza acestei boli îngrozitor. Și mi-aduc aminte, de foarte multe ori ajung în spital, ca să mă rog în special pentru copii, și când am ajuns acolo, fratele mi-a zis, fă ungerea cu un de lemn, fă rugăciunea, și nu-i ceva mai dureros decât să vezi un copil desfigurat, maică s-al ținea în brațe, nu putea respira, pentru că boala asta afectează tot sistemul muscular, nervos și așa mai departe, și fața era desfigurată. Aproape tot timpul trebuia cineva să stea lângă ea, aproape tot timpul cineva trebuia să o țină în brațe, și eu nu puteam să mă uit, aruncam câte o privire și după aceea, efectiv, nu puteam să mă uit. Am văzut copii bolnavi, născuți cu tot felul de probleme. Dar lângă ea era tatăl fetiței. Pe fetiță o chema Maria, avea 4 sau 5 ani. Taică să avea o poză cu fata de când era mică, mai mică. Înainte să se îmbolnăvească, nu știu, pe la 2 ani.
3 ani, nu mai știu. De ceva vreme, era oricum deja destul de mult timp. Boala a înaintat foarte puternic. La alții durează mult. Și poza aia, în poza aia, fetița arăta frumos. Era ca o icoană. Și m-am uitat la el cum se uita, cu cât drag se uita la fata lui. Mie mi-era greu să arunc o privire asupra ei, iar el se uita cu tot dragul aia. De ce? Pentru că era tata. Eu mă gândeam în mine să plec de aici cât mai repede, că nu pot. Fac rugăciunea aia, nu-i politicos să te uiți ciudat sau să se pară ciudat. Fac rugăciunea și am plecat de aici. Și tata tot timpul se uita la fata lui și se uita cu atâta drag. Cu toate că era atât de desfigurată. Știți ce m-am gândit? Că exact așa se uită Dumnezeu la lumea aceasta. Cu toate că știe cum e lumea asta. Cu toate că știe ce-i dincolo de pacea Domnului, cum mai e, slăvit să fie Domnul bine. Cu toate că știe ce-i dincolo de Photoshop. Cu toate că știe ce-i dincolo de marketing, industria minciunii. Cu toate că știe ce-i dincolo de fața asta pe care o punem cu toții, cum ești, foarte bine, numai tu știi cât ești de bine. Totuși Dumnezeu știe cum ești, știe ce ai făcut și totuși te iubește. Și asta e măreția dragostei lui Dumnezeu și despre asta am venit să vă vorbesc în seara asta și vreau să spun ceva. Dacă te poate ceva schimba cu adevărat, este această dragoste a lui Dumnezeu și vei deveni creștin atunci când dragostea lui Dumnezeu te va birui, adică atunci când vei ajunge să-L iubești pe Dumnezeu mai mult decât îți iubești păcatele. Astăzi când ești legat de un anumit păcat, afectiv, sentimental, inima ta e legată de păcatul acela, e lucru care îți place să-l faci cel mai mult. Astăzi, de fapt, Dumnezeul tău e lucrul acela, pentru că Biblia spune că fiecare este robul lucrului de care este biruit. Noi suntem copii ai lui Dumnezeu când suntem biruiți de dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu știe. El vede în primul rând credința. Doi. În al doilea rând, El vede problema și trei, pot să cânt încet la pian, să-mi aduc aminte să termin și să vă mai țin încă 4-7 de minute. Trei, el vede soluția. Noi nu prea vedem câteodată. Măi, zice, nu cred că mai există nicio soluție. Care e soluția lui Iisus? Hai să vedem. Spune Iisus, le-a zis, versetul 9, ce e mai ușor să spui unui slăbănog? Păcatele sunt iertate, ori să zici, scoală-te păcatul, scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Ce e mai ușor? Acum să luăm așa. Să-i zici, clar că e mai ușor să-i spui păcatele sunt iertate. Dar să-i zici, să se împlinească, aici e altceva. Când cărturare s-au gândit, revoltați, în inima lor, cum spune omul acesta așa ceva, numai Dumnezeu poate ierta păcatele, cred că s-au gândit, fiți atenți, fii atent. Pentru că nu-l poate să-l vindece, zice, păcatele sunt iertate. Că aia oricum nu știe nimeni dacă a fost iertat sau nu. 100% s-au gândit așa că erau băieți deștepți. Și Domnul Iisus, știind cum se gândesc, văzându-le cum ni se mișcă rotițele, cum vă văd și eu la unii dintre voi acum, văzând cum ni se mișcă rotițele, zice, dar ca să știți că Fiul omului are putere să ierte păcatele. Ție-ți poruncesc, ridică spatul. Și du-te acasă. Dumnezeu nu face niciodată minuni de dragul minunilor. M-a întrebat cineva, cum alege Dumnezeu din 10 prunci bolnavi pe unul să-l vindece și 9 să moară? Dumnezeu nu face niciodată minuni de dragul minunilor. Minunea are un singur scop. Să arate pe lângă slava lui Dumnezeu, cum vă venea la sfârșit, puterea lui de iertare a păcatelor. Ăsta e scopul pentru care Dumnezeu face minuni. Ca să știți că Fiul omului are putere să ierte păcatele. Dacă Dumnezeu a făcut o minune în viața ta, a făcut-o cu un singur scop, să te pocăiești. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la un singur lucru, la pocăință. Dacă dragul meu tânăr, maică-ta, spune de multe ori, că atunci când te-ai născut, te-ai născut în mod miraculos și că dacă n-ar fi intervenit Dumnezeu, astăzi n-ai fi în viață. Dumnezeu a făcut-o cu un singur scop, să te pocăiești. Dacă ai văzut în familia ta în mod miraculos pe Dumnezeu lucrând sau l-ai văzut în viața ta făcând vreo minune, n-a făcut-o ca să rămâi tu gură cască, să rămâi tu uimit și să spui ce tare suntem noi, creștinii, pocăiții.
ci l-a făcut-o cu un singur scop, să înțelegi că lui Dumnezeu îi pasă de tine, să înțelegi că Dumnezeu te iubește și să te pocăiești cu adevărat. Dumnezeu nu face minuni doar de dragul minunilor, ci întotdeauna lucrarea aceasta supranaturală, miraculoasă a lui Dumnezeu e legată de lucrarea lui mântuitoare. Și ce e mai ușor până la urmă să zici? Eu vă spun, știți cum e? Cum ați întrebat pe mine, măi frate, ce e mai ușor să ridici? 15 tone sau 100? Și eu m-aș uita la tine și zice, băi, tu chiar crezi că e o stare? Că eu nu pot ridica nici 15, nici 100. De fapt, ce vrea să spună Iisus cu întrebarea asta e următorul lucru. Atât iertarea, cât și vindecarea, nu poate da decât unul singur. Și acela este Dumnezeu. O slăvit să fie numele Lui. Dar mai e ceva interesant aici. Știți ce zice ologului? Zice, ia spatul și ce faci cu el? Mi-l donez mie, cam o emisiune la televizor, unde le arat la oameni ce minuni fac. Asta a zis. Ia spatul și ce faci cu el? Ziceți voi, du-te acasă. Nu, vă rog, nu plecați, că s-ar putea ca vreo doi să nu fi ascultat, că am văzut vreo doi că vorbeau și când ne zic du-te acasă, se văd că pleacă. Stați liniștiți, încă nu s-o termina predica imediat. Ia spatul și drum bun. N-are Iisus nevoie să facă ce fac ăștia în vremurile noastre. Priviți aici, trei bastoane de orbi. Trei orbi vindecați. Unul de la Bartimeu, ăla l-am trimis până la un pârâu. Nu. N-are Dumnezeu nevoie de chestia asta. Zice, ia spatul și ce faci cu el? Du-te acasă cu el. De ce? Tu ai nevoie de patul ăla. De ce? Ca să nu uiți niciodată de unde te-a ridicat Dumnezeu. Și de câte ori o să treci pe lângă patul ăla să-ți aduci aminte că de acolo te-a ridicat Dumnezeu? Și de câte ori o să treci prin locul ăla să-ți aduci aminte că tu erai legat, țintuit de pat? Și de acolo te-a ridicat Dumnezeu. Și vreau să vă zic ceva. Eu sunt sigur că paralizatul ăsta, din momentul în care a fost iertat de Iisus, eu cred că s-ar fi dus fericit oricum acasă. Și dacă nu ar fi vindecat. Iisus n-a făcut minunea pentru el, ci a făcut-o pentru ceilalți. Ca să știți, a zis el. Nu lui, că el știa. Celorlalți. Ca să știți că Fiul omului are putere. Ție spun. Ia spatul și du-te acasă. Acum vreau să te întreb ceva. Adu-ți aminte când te-ai rugat și Dumnezeu te-a ascultat. Adu-ți aminte cum ai zis atunci, Doamne, dacă mă ajuți, Doamne, dacă trec teza asta, Doamne, dacă lucrez. Să vezi ce mă duc la biserică, să vezi ce fac și au trecut ani, au trecut zilele și uite-te că ești tot acolo în același loc și viața ta e la fel și nu s-a schimbat nimic. Adu-ți aminte de unde te-a ridicat Dumnezeu, adu-ți aminte cum a lucrat Dumnezeu în viața ta. Erai legat de tot felul de lucruri păcătoase și Dumnezeu a lucrat în viața ta. Nu uita, dragul meu tânăr, băieților, fetelor, nu uitați de câte ori n-a intervenit Dumnezeu în viața voastră. Și ca să știți că Dumnezeu are putere, vreau să facem ceva în seara asta. Cei care încă sunteți cu ochii deschiși, cei mai mulți, vreau să stați cu ochii închiși în momentele care urmează, acolo unde sunteți. Nu vă ridic în picioare, că știu că sunt vreo trei, numai trei, am văzut că nu au fost atenți. Și încă vreo șase dormeau, dar e bine. Ceilalți, vă rog să stați cu ochii închiși. Puteți pleca privirea și stați cu ochii închiși. Nu vreau să vă ridic în picioare ca să nu plecați. În timp ce stați cu privirea plecată, în timp ce stați cu ochii închiși, aș vrea să înălțați un gând către Dumnezeu. Nu știu care e primul gând care îți vine. Vreau să te gândești așa. Dumnezeu e prezent aici. Și dacă știi că e Dumnezeu aici, care e primul gând care îți vine? Ce îi spune prima dată? Spune-i ce simți să-i spui prima dată. El este prezent în locul acesta. El îți vede credința. El îți vede problema, așa cum este ea. Te vede pe tine așa cum ești. Dar în al treilea rând, El are o soluție pentru problema ta. O soluție care va aduce slavă lui Dumnezeu. În timp ce stați așa cu privirea plecată și cu ochii închiși, uitați-vă la viața voastră așa cum este ea.
Vreau să vă spun ceva, Dumnezeu te știe. Oricât de mare pocăit te crezi tu, oricât de mult te lauzi că taică tău e pocăit și oricât de șmecher te crezi tu, Dumnezeu te știe. Dumnezeu știe ce e dincolo de zâmbetul tău. Dumnezeu știe ce e dincolo de rugăciunea ta. Și cu toate acestea, El te iubește. Cu toate că ai falimentat de atâtea ori, El îți poate spune în seara asta, dacă va vedea credință, fiule, păcatele tale sunt iertate. Fică, păcatele tale sunt iertate. Dar îți mai spune ceva, ai curaj, ai curaj, ai curajul să te pocăiești. Ai curajul să plângi în fața Lui. Ai curajul să spui, Doamne, am nevoie de Tine. Ai curaj, îndrăznește. Fii de data asta cu mai mult tupeu. Fii de data asta cu mai mult curaj. Spune, Doamne, ăsta sunt, asta sunt, recunosc înaintea Ta. Îți mulțumesc că mă iubești, Doamne. Eu nu mă pot iubi cum mă iubești Tu. Eu nu mă pot ierta cum ești Tu gata să mă ierți. Spune lui Dumnezeu lucrul acesta, chiar în clipa aceasta, acolo unde ești. N-aș vrea ca seara asta să fie un timp în care doar ai ieșit acasă pentru că ești legat de multe ori, de prea multă vreme de acasă și ai zis, mă duc și eu că e o întâlnire de tineret. Aș vrea să-ți reamintesc faptul că suntem împreună în prezența specială a lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și în fața lui Dumnezeu spune Biblia că totul este clar, totul e descoperit. Dumnezeu știe cum suntem. Nu trebuie să te dai drept altul. Nu-i spune lui Dumnezeu povestea aia pe care o zici de fiecare dată. Lasă rugăciunea aia pe care o repezi tu ca să par pocăit când te aude ăla de lângă tine în rugăciune, că știi că te ascultă ăla de lângă tine. Zii lui Dumnezeu, Doamne, ăsta sunt, asta e viața mea, știu că Tu mă cunoști. Chiar dacă eu mă tot camuflez, chiar dacă eu tot mă ascund, Doamne, știu că Tu știi. Și aș vrea să facem ceva. Dacă e cineva în seara asta aici care vrea să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, credința mea e doar o teorie. Teoria lui tata, teoria lui mama. Credința mea, Doamne, e doar o religie. Ortodoxă, penticostală, baptistă. Doamne, seara asta vreau să am credința adevărată. Tu mă știi cum sunt și vreau să plec din locul acesta. Dacă nu o să fiu vindecat, mă voi duce iertat. Și dacă mă vei lăsa bolnav, cum probabil că ar fi rămas și ologul acesta dacă nu erau atâția oameni să-l vadă. Și de mă vei lăsa bolnav, Doamne, nu-mi pasă, dar să știu că sufletul meu e vindecat. Și pentru că sunt aceste prevederi care țin de pandemie, nu voi face chemare în față. Vreau să fac altceva cu voi, să vă cer un lucru. Dacă e cineva care vrea să se pocăiască și să creadă cu adevărat, acolo unde este să se pună pe genunchi, aveți mochetă pe jos, vă puteți pune așa de ușor pe genunchi. Iar eu voi face un gest de apropiere de voi. Vreau să stau pe genunchi împreună cu voi. Dar vreau să specific clar. Vreau să se pună pe genunchi doar aceia care din această seară îi spun Domnului, Doamne, Tu mă știi. Vreau ca în seara aceasta credința mea să fie reală în fața Ta. Dacă este cineva dintre cei care au ascultat mesajul din această seară, care vrea să-i spună asta lui Dumnezeu, vreau să spun un lucru, Dumnezeu are soluție. El are o soluție pentru păcatul tău. Și soluția lui Dumnezeu va aduce slavă lui Dumnezeu. Soluția lui Dumnezeu îți va schimba viața pentru totdeauna. Nu vei uita niciodată cum a lucrat Dumnezeu în viața ta în seara aceasta. Nu vei uita niciodată cât de mult ai simțit iubirea lui Dumnezeu și iertarea lui Dumnezeu în seara asta. Dacă e cineva în această seară care vrea să se pocăiască în mod real, vrea să plângă în fața lui Dumnezeu, să dea masca jos, nu masca asta pentru pandemie, ci masca sufletului și să spună, Doamne, Tu mă știi. Tu vezi viața mea, Tu o cunoști, îți mulțumesc în ciuda faptului că o vezi, mă iubești. Ai milă de mine, păcătos. Dacă mai este cineva care în seara asta vrea să se pocăiască în felul acesta, să dea masca jos, pune-te pe genunchi acolo unde ești și Dumnezeu e gata să lucreze în viața ta. Dumnezeu e gata să spună în seara aceasta, fii iertat, fiule, fică, păcatele tale sunt iertate. Nu voi insista prea mult că nu-i treaba mea să conving pe cineva să stea în genunchi. E Duhul Sfânt cel care convinge. Și cred că Duhul Sfânt lucrează în seara aceasta.
Dacă este cineva sau mai este cineva, pentru că sunt câțiva care s-au așezat pe genunchi, aș vrea să se pună pe genunchi în clipa asta și mă voi ruga pentru ei. Doamne, uită-te la cei care îngenunchiați au venit înaintea Ta. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ești Cel care ne cunoști așa cum suntem și totuși ne iubești. Nu voi înțelege niciodată lucrul ăsta. La fel ca un tată care se uită la chipul desfigurat al propriului copil, uitându-te la sufletul nostru desfigurat de păcat, Tu totuși ne mai poți iubi. Când noi, uitându-ne la noi înșine, nu ne mai putem iubi, Tu încă ne iubești, slăvit să fie numele Tău. Doamne Dumnezeule, Te rog prin Duhul Tău cel Sfânt, atinge-Te de noi în seara aceasta. Doamne, mă rog în mod special pentru cei care în clipa asta se pocăiesc înaintea Ta. Pentru cei care au hotărât în seara asta, Doamne, să dea jos orice masca păcatului din viața lor. Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc că Tu ești Cel care descoperi. Îți mulțumesc, Doamne, că în Evanghelia Ta există putere. Căci mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea Ta, Doamne. Pentru toți aceia care cred. Și îți mulțumesc că în această Evanghelie există o neprihănire pe care o primim prin credință. Pe care o primim de la Tine, Doamne, prin credință și care duce la credință. Îți mulțumim, Doamne, că putem fi din nou frumoși. Sufletul nostru poate fi din nou frumos. Atunci când Duhul Tău cel Sfânt îl atinge, atinge-ne, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt. Mă rog pentru cei care îngenunchiați în clipa aceasta plâng înaintea Ta. Doamne, mă rog pentru cei care în inima lor, în momentul acesta, Duhul Tău cel Sfânt a lucrat și în mod miraculos, Doamne Dumnezeule, credința a început să existe și credința aceasta începe să le schimbe viața. Doamne Dumnezeule, lasă ca frumusețea Ta să coboare în sufletul lor, sângele curs la Golgota, Doamne, să ne facă sufletul curat și frumos înaintea Ta. Curățește-ne, Doamne, de orice păcat. Doamne Dumnezeule, îți mulțumim că Tu Te atingi de noi în seara aceasta, căci în genunchi, Doamne, venim înaintea Ta, mulțumindu-ți, Doamne, că uitându-Te la noi, totuși ne mai iubești și încă Duhul Tău cel Sfânt regenerează, și încă Duhul Tău cel Sfânt transformă, și încă Duhul Tău cel Sfânt ridică, și încă Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, schimbă, slăvit să fii în vecii vecilor. Îți mulțumesc, Doamne, că în seara aceasta ne dai lacrimi să putem plânge înaintea Ta. Îți mulțumesc că ne dai puterea să îngenunchem recunoscând înaintea Ta că avem nevoie de această transformare. Îți mulțumesc, Doamne, că în mod supranatural, miraculos, în clipa aceasta Te atingi de cei care plâng înaintea Ta. Îți mulțumesc, Doamne Dumnezeule, că Tu ridici, că Tu transformi, că Tu mântuiești. Îți mulțumesc pentru puterea Ta. Binecuvântată să fie puterea Ta în vecii vecilor. Vreau, Doamne, în seara aceasta ca această putere a Ta să fie experimentată de fiecare dintre noi, de toți cei care suntem în locul acesta. Doamne Dumnezeule, lucrează Tu cu putere. Cuvântul a fost proclamat, cuvântul e Cel care transformă, Biblia e Cea care schimbă viața, destinul unui om. De aceea, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, fă în seara aceasta ca acest cuvânt să aducă rod. Îți mulțumesc, Doamne, că vei face mai mult decât îndrăznesc să sper. Dincolo de ceea ce pot eu vedea, îți mulțumesc, Doamne, că Tu ai făcut. M-am rugat în numele lui Iisus. Amin. Vă rog să vă ridicați în picioare. Vrea să cântați, nu ați fost pregătiți, bănuiesc, să cântați o cântare. Ce cântare cântați? Puteți începe să cântați. Haideți să cântăm din toată inima. Vreți să cântăm din toată inima? Măcar acum la sfârșit, suntem la întâlnirea tinerilor, nu a pensionarilor. Știu că online-ul ne-a făcut pe mulți prea meditativ. Haideți din toată inima să-i cântăm lui Dumnezeu și să-i spunem Domnului: Doamne, mă predau în totalitate Ție, toată ființa mea, inima mea, sufletul meu, mintea mea, trupul meu, tot ce sunt, Doamne, pun în mâna Ta de Dumnezeu. Îți mulțumesc că de astăzi sunt în totalitate al Tău. Îți mulțumesc că ai văzut credința, îți mulțumesc că ai văzut problema și îți mulțumesc, Doamne, că mă iubești. Haideți să cântăm din toată inima.